Îți spun cum e corect, ne-ar de doar în cont. Să știi limba română înseamnă să fii mafiot. Limba noastră e o comoară în adâncuri infundată, dar azi și la suprafață de mulți pare a fi uitată. Fiindcă azi e ziua ei, e ziua limbii române, haideți să o sărbătorim chiar așa cum se cuvine. Astăzi e ziua limbii. Limbii române, bineînțeles. Vreau să te întreb, cum este corect? Eclere sau ecleruri? Eclere. Ce faci acasă? Eclere. Da? Ai răspuns perfect greșit. A doua întrebare. Dacă spui ascult decât hituri, de la mine ai un nu. După 1 septembrie ce vine? Ce urmează? 2 septembrie. Nu, urmează 2 septembrie. Dacă spui ascult doar hituri, mi-arată că ai luat bacul. Ce înseamnă ilar? Cum? Ilar. Ciudat. Hilar, ciudat. Nu, hilar. Hilar? Nu știu. Și hilar? Hilar, ciudat. Nu, hilar e incorrect, hilar e corect. Am înțeles. Am văzut mai devreme, vă sărutați cu mare pasiune, da. Soția bănesc. Da. S-a menținut. S-a menținut. Parcă este un făcut, domne. Știți de ce? Că astăzi este ziua limbii. Da. Limbii române. După 1 septembrie ce vine? 2 septembrie sau 2 septembrie? 2 septembrie, după mine. Când vă păcălește cineva, cum îl numiți? Escroc sau excroc? Mulțumesc frumos! După 1 septembrie, întotdeauna urmează... 2 septembrie? Sau 2 septembrie? 2? Parcă ați inventat voi limba română. E 2 septembrie. A lua la cunoștință sau a lua cunoștință? A lua la cunoștință. A lua la cunoștință? A lua la revedere de la limba română. Mersi mult. Știți să faceți eclere? Sau ecleruri? Eclere. Eclere? Nu. Nu? Ecleruri. Nu cred. Ecleruri? Nu. Sigur. Da. Renumerați sau remunerat? Remunerați. A luat la cunoștință sau a luat cunoștință? A luat la cunoștință. A luat la cunoștință. Ai răspuns perfect greșit și a treia oară. Hai să te întreb ceva, totuși poate îți revii până la urma urmei. Chibrite sau chibrituri? Telecomenzi. Luăm cuvinte din afară și de-aia limba română, chiar aici la noi în țară, devine tot mai străină. Zici că suntem în război, limba română și noi. Avem bombe nucleare și în scris și în exprimare.